Un bărbat de 47 de ani din comuna Comana și-a găsit sfârșitul pe peronul gării din localitate. Acesta era angajat al Societății de Curățenie și Salubritate Rurală Comana, iar vineri, când se afla chiar în locul unde își desfășura de obicei activitatea, i s-a făcut rău, a căzut și a decedat. Potrivit directorului ITM Giurgiu, Petru Savelie, la Comana s-a deplasat o echipă formată din doi inspectori pentru a verifica dacă bărbatul se afla în timpul serviciului. S-a stabilit ulterior că acesta era în afara orelor de program și, mai mult decât atât, în ziua respectivă era învoit. Prin urmare, nu poate fi vorba despre un accident de muncă, însă se așteaptă rezultatul autopsiei pentru a se stabili cauzele decesului, cel mai probabil un infarct. Reprezentanții primăriei Comana din cadrul Serviciului de Asistență Socială ne-au declarat că bărbatul avea probleme de sănătate, dar nimeni nu știa că ar fi chiar atât de grave.